Bună seara! Cum sunteți? Ce te aduce la acest webinar? Haide, aș vrea să-mi scrii de unde ești mai întâi, de unde ești, din ce oraș mă privești, din ce oraș mă auzi. Eu acum sunt în București, sunt la mine acasă, sunt în camera de zi, aici lucrez. Acesta este mini biroul meu, mini studioul meu. Bună Iulia, bună Clara, fetele din echipa mea, mă bucur tare mult, dragilor, că sunteți aici. Ade participa a doua oară, Victor din Iași, hai să vedem, din București, din Urziceni, Sorina, Maria Magdalena din București, Mihaela din Oradea, Ade din București, Daniela din Mediaș, Alexandra din Ploiești, wow, ce de orașe, Aliona Satu Mare, vai, deci suntem împânziți din toată țara. Aș vrea să-mi spuneți dacă este cineva care este pentru prima dată aici. Deci dacă ești pentru prima dată la un eveniment cu mine, o să te rog să-mi spui da, dacă ești pentru prima dată. Da? O să te rog să-mi spui acolo da, dacă ești pentru prima dată aici. Hai să vedem, ca să-mi dau seama dacă avem și persoane noi sau dacă sunt persoane care, dacă ai mai participat vreodată la un eveniment pentru mine sau nu. Deci dacă ești pentru prima dată, scriem da. Ok, Victor ne spune că este pentru prima dată, Daniela pentru prima dată, Mirela prima dată, Aliona, Sorina, Ionica, Mihaela, super dragilor! Deci iată ce de persoane noi, iată ce de persoane noi. Îți reamintesc că suntem la webinarul Adu claritate în viața ta și fă o schimbare. Așa cum știi, am fondat școala de coaching și comunitatea Femeia Feminină și vom vorbi astăzi foarte mult despre coaching și mi-am propus să te ajut printr-o serie întreagă de întrebări și de exerciții din coaching să aduci claritate în acel domeniu din viața ta în care vrei să afli mai mult despre tine, vrei să descoperi mai mult ce anume îți dorești. Și mai mult decât atât, vom vorbi și despre cum poți construi un business orientat către oameni, pentru oameni, un business în care faci ceea ce îți place, în care muncești online, muncești de acasă și în care câștigi sau îți suplimentezi veniturile pe lângă job, însă o faci la nivel de misiune, la nivel de pasiune, pentru că te împlinește această activitate. Și îți spun că în momentul când muncești cu plăcere, practic nu mai simți cum. Nu mai consider acele ore că sunt ore de muncă, le consider că sunt ore de joacă, de pasiune, însă vom descoperi care sunt acele lucruri care pe tine te împlinesc. Da? Hai să vedem. Vom sta aproximativ o oră și jumătate împreună, timp în care vom face o serie întreagă de exerciții. Și abia aștept, hai să vedem, îmi spune aici Maria Ilinca că nu se aude. Dacă la ceilalți se aude, o să vă rog să-mi spuneți un da, o persoană, două, să-mi spui da, dacă se aude pentru a porni prezentarea. Și pentru. Ok, Cristina îmi spune că nu aude nimic. Eu aici n-am făcut nicio schimbare, deci în cazul în care pe parcursul webinarului mai se pierde cumva din semnal, cred că poți să dai refresh sau ceva de genul acesta. Ok, deci dai refresh, se mai blochează din când în când, să știi. E un lucru frecvent la această platformă pe care o folosim, însă nu avem încotro. Ok, hai să vedem. Deci am spus așa. Adu claritate în viața ta și fă o schimbare. Care este acea schimbare pe care ai vrea să o faci în viața ta? Care este acel lucru pe care ai vrea să-l aduci, să-l manifesti în viața ta? Sunt foarte curioasă să-mi spui ce ai vrea să. În ce domeniu ai vrea această schimbare? Haide, scrie-mi în chat în ce domeniu vrei mai multă claritate și în ce domeniu vrei schimbare. Vrei în relații, vrei în relația de cuplu, în relația cu mama, vrei la job, vrei în business, în profesie, în materie de bani, în materie de sănătate, în materie de corp, de aspect fizic. În ce domeniu vrei o schimbare din viața ta? Haide, că sunt curioasă să vedem mai aici cam pe unde sunt obiectivele oamenilor din comunitatea noastră. În vânzări, profesional, relația de cuplu, Cosmina profesie, profesie job, Maria Magdalena.
Super, dragilor, super, super. Vom vorbi relații de cuplu, sănătate, job, ne spune Ade, deci în toate. E foarte bine, voi împărtăși în seara aceasta din povestea mea personală, pentru că am fost într-o astfel de situație. Iulia îmi spune să am afacerea mea, să fiu propria șefă, Victor profesional, Aliona, aspect fizic plus domeniul profesional, profesie, mi-ar plăcea să am mai mult curaj, relații, super, 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 super. Mă bucur tare mult să văd că sunt oameni, că sunteți preocupați de profesia voastră. Pentru că eu spun așa, întotdeauna, numai puțin să văd aici cum pot face eu din când în când să mai opresc prezentarea. Nu-mi dau seama cum, dar în fine. Ok, deci ce vreau să spun este că mă bucur foarte mult pentru că de multe ori am observat așa, exprimarea aceasta de tipul viața personală și viața profesională. Însă în realitate nu este deloc viața personală și viața profesională, este tot viața ta. Este tot viața ta. Tu atunci când muncești, când muncești la jobul tău sau în businessul tău sau orice ai face ca activitate profesională, că este remunerată, că nu este remunerată, este tot viața ta. Îți tranzacționezi timpul tău, viața ta aici pe acest pământ. Deci de asta nu există viața profesională, iar cele două întotdeauna se intercalează, se intercalează. De aceea este, gândește-te de exemplu cât de multe ore petreci într-o zi la job. Cât de multe ore petreci la job? Păi dacă stai, să zicem, 8 ore, plus dacă locuiești într-un oraș mare, cum este în București, ai aproape o oră dus, o oră întors, da? Sunt, deja se fac aproape de 10 ore, 9 ore, 10 ore pe aici, pe undeva. Dacă mai punem la socoteală că majoritatea companiilor au și o oră de pauză de prânz, de exemplu, 11 ore. Dacă mai punem la socoteală și timpul pe care îl petreci acasă, să te îmbraci, să te aranjezi, să te dezbraci, să te pregătești, să-ți iei pachetul, să așa, ca să te pregătești să ieși din casă, deci iată că se fac aproape 12 ore. 12 ore din 24, deci jumătate din timpul tău tu ți-l pui în profesie, tu ți-l pui în job, în activitatea aceasta profesională. De asta este foarte important să muncești ceva ce-ți face plăcere. Am fost într-o astfel de situație și crede-mă că se poate, e posibil să câștigi bani făcând ceea ce îți place. Însă, ce vreau eu să spun este că nu se întâmplă peste noapte. Da? Deci nu se întâmplă peste noapte, nu spun că este ușor, nu spun că este ceva ce e așa, ok, toată ziua stau și mă plimb prin parc sau navighez pe site-uri de vacanțe și de turism și o să mă trezesc într-o zi și cu vocație și cu misiune și cu bani și cu clienți și cu business și cu de toate. Nu, sunt lucruri pentru care muncești, însă în momentul în care știi că este posibil, ești dispus să plătești prețul necesar pentru a crea realitatea pe care tu ți-o dorești. Da? Ok. Bun. Hai să vedem, mai puțin. Ok, o secundă să văd cum mai pot opri din când în când, din când în când prezentarea. Gata, m-am prins. Am găsit aici. Bun. O să te rog frumos pentru următoarea oră și jumătate pe care o vom petrece împreună, să te pregătești pentru webinar în felul următor. Pune, te rog, telefonul pe silențios pentru a nu suna, pentru a nu te deranja, pentru că timpul acesta pe care îl vei petrece la webinar și exercițiile pe care le vei face sunt exerciții care le faci pentru tine, da? Deci pentru tine și pentru viața ta personală, profesională, cum vrei tu să-i spui, este pentru împlinirea ta ca om. Și odată, da, ai această ocazie să faci astfel de, să folosești astfel de tool-uri din coaching complet gratuit care să te ducă la următorul nivel, da? Oprește orice factor perturbator, televizor, nu știu, așează-te într-un loc al casei în care poți să stai singură sau singur, să te interiorizezi. Ia-ți un pahar cu apă, ai nevoie să te hidratezi pe parcursul webinarului pentru creier, da? Pentru a se produce în corp toate acele circuite necesare, astfel încât tu să scoți din tine răspunsurile care sunt cele mai aproape de adevărul ființei tale,
ia-ți un pix și câteva coli de hârtie sau o agendă. Da? Ia-ți un pix și câteva coli de hârtie pentru că vei avea nevoie să notezi. Bun. Ce vom face în seara aceasta? Vei pleca acasă cu cel puțin două lucruri valoroase. Îți garantez că vor fi mult mai multe lucruri valoroase, însă cu cel puțin două lucruri valoroase vei pleca acasă. Vei aduce claritate în privința a ceea ce îți dorești cu adevărat în materie de profesie sau în materie de business, în materie de viața personală. Vei lucra o arie din viața ta, tu ți-o alegi pe cea pe care o vei lucra. Da? Vom face un exercițiu de autocunoaștere care se referă la misiune, la pasiune și la satisfacție financiară și vei găsi soluția cea mai potrivită pentru tine. Nu pentru mine, nu pentru prietena ta sau pentru prietenul tău, nu pentru un membru al familiei tale, ci pentru tine, tu personal. Da? Te voi ghida prin un exercițiu de coaching, prin întrebări specifice, astfel încât să găsești soluția pe adaptată nevoilor tale. Și vei dobândi mai multă claritate în privința viziunii tale asupra vieții. Bun. Pentru că sunt și persoane noi aici, o să te rog frumos să-mi dai voie să mă prezint și să-ți spun puțin din povestea mea, cum am ajuns să fac ceea ce fac, cum am ajuns să am o școală de coaching, să am o comunitate de femei, să am o firmă în training și în coaching până la urmă, da? Și să muncesc cu plăcere în acest business zi de zi, în timp ce împreună cu fetele din echipa mea ajutăm 5.000 de suflete din România să-și ducă viața la următorul nivel. Da? Numele meu este Nina Paraschivescu, sunt antreprenor de peste 15 ani, așa cum îți spuneam, sunt fondatoarea școlii de coaching și a comunității Femeia Feminină. Sunt trainer, sunt coach, sunt femeie fericită în primul rând. Cred că fericirea este ceea ce contează dincolo de orice alt rol pe care îl avem, orice alt, indiferent de profesie, de job, de bani, de statut marital, de orice lucru, contează până la urmă cât de fericit ești, cât de mulțumit și cât de împlinit cu stilul de viață pe care tu îl ai. Ai aici câteva fotografii din viața mea, cum arată viața mea acum, da? Așa cum vezi, sunt în colțul din stânga sus, sunt cu fetele din echipa mea. Mai jos este o fotografie de la evenimentele Femeia Feminină din 2019, înainte de pandemie. Mai sunt fotografii de la antrenament, în colțul din dreapta jos, la fel înainte de pandemie, până să facem online. Ai cățelușa mea, Sleepy, aici în centru, o fotografie de la un discurs pe care l-am ținut pentru 150 de femei de afaceri din România. Și în colțul din dreapta sus și nu în cele din urmă, îi ai pe părinții mei, este o fotografie făcută chiar în acest weekend. Ok, însă nu a fost mereu așa de roz, nu a fost mereu atât de frumos. Viața mea a cunoscut cândva și o curbă de foarte jos. Cam așa arătam eu în 2012 sau înainte de 2012, da? Și după cum vezi, se vede pe mimică, pe expresie, pe starea generală, da? Deci iată ce se întâmplă în momentul în care investești în tine. Ce se întâmplă în momentul în care începi tu să te autoeduci. Pentru că așa cum îmi place mie să spun, învățăm o mulțime de lucruri în școală, care este foarte utilă de altfel, însă nu învățăm o serie întreagă de lucruri care ne sunt esențiale în viață. Nu învățăm despre cum să avem relații fericite și împlinite. Nu învățăm despre cum să câștigăm bani și cum să ne gestionăm banii. Nu învățăm cum să vorbim în public, nu știu, da? Nu învățăm cum să ne menținem sănătoși și fericiți. Da? Sunt lucruri importante și ne lovim de aceste probleme atunci când devenim adulți. În această perioadă din viața mea, deci până în 2012 așa, aveam undeva cam pe la 27 de ani, cred eu, cam așa, cam în jur de 27 de ani, au început să-mi apară întrebările, da? Și am spus, e ceva ce lipsește. Însă nu știu ce, lipsește ceva în viața mea, dar nu știu ce anume. Și am început să mă întreb așa, despre ce este viața? Ce rost are viața mea? De ce m-am născut? Ce e dincolo de toate astea?
Aveam, așa cum îți spuneam mai devreme, sunt antreprenor de peste 15 ani, încă din timpul facultății. În ultimul an de facultate mi-am înființat firma. Am început prin a face filme de prezentare pentru companii. Ulterior am avut o scurtă perioadă agenție de publicitate, inscripționam pixuri, agende, calendare, lucruri de genul acesta, căni, vaze, am cărat cu microbuzul, uite așa, baxuri întregi de vaze și de căni, eu personal, da? Și eram ca în povestea aceea cu capra și cu varza, cum fac să iau cănile de aici, să-mi iau și geanta, să-mi iau și ghiozdanul, să-mi iau și nu știu ce și să le mut în partea cealaltă, da? Cam asta au fost începuturile antreprenoriatului în viața mea. Și ulterior am început să organizez evenimente pentru companii, organizam târguri și expoziții cu firme. Erau târguri cu unele cu peste 50 de firme, unele cu sub 50 de companii. Erau evenimente din acestea publice, de tipul Expo Muntenia, se numea firma Auto Muntenia, târg de mașini noi, zilele recoltei, Expo Construct, tot felul de astfel de evenimente organizam. Câștigam bine, munceam de câteva ori pe an, organizând astfel de evenimente. În restul timpului, ziceam eu că mă bucur de viață. Însă, sufletul meu căuta o împlinire. De aceea spun că nu este doar despre bani, ci este și despre a te simți împlinit cu ceea ce faci. Am început să mă întreb și să-mi spun așa, nu simt că munca mea are vreun rost? Ce este dincolo de toate astea? Ok, o să cresc firma. Ok, voi câștiga mai mulți bani. Clienții mei vor face mai multe vânzări. Da? Îmi voi permite o mașină mai bună, o casă mai bună, o vacanță în străinătate. Să spunem, până la 30 de ani n-am mers deloc în străinătate, nu ieșisem din țară. Da? Mă uitam la toți prietenii mei cum călătoreau, însă din diverse motive eu nu călătoream. Ce este dincolo de toate lucrurile acestea? Tu ți-ai pus vreodată o astfel de întrebare? Ce e dincolo de casă, job, casă, job, casă, job, dincolo de banii ăia pe care vrei să-i câștigi ca să, nu știu, să-ți schimbi canapeaua, să-ți schimbi mașina, să mergi într-un concediu, de exemplu, să-ți cumperi o haină mai bună pe tine, da? Ce e dincolo de toate astea? Ți-ai pus vreodată o astfel de întrebare? Ei, și pe la 27 de ani au început să-mi apară astfel de întrebări. Însă, a trecut un an, au trecut doi, au trecut trei și n-am făcut nimic. Pentru că n-am făcut nimic, nimic nu s-a schimbat. Așteptam să se întâmple. Eu doar îmi puneam întrebări total ineficiente, cele mai proaste întrebări din lume, cred că eu mi le-am adresat. Și am ajuns în curba cea mai de jos. Și am spus așa, n-am nicio meserie ca lumea. Prima facultate fiind cea de comunicare și relații publice terminată. Și am spus așa, n-am nicio meserie ca lumea, nu simt că sunt ceva, nu știu, medic, avocat, arhitect, nu mă mai simt împlinită. Câștig bani pentru traiul de zi cu zi, am un trai confortabil, însă nu mă mai simt împlinită. Nu fac ceva util în societate, nu contribui cu nimic, nu ajut cu nimic. De ce trăiesc eu? De ce? Aveam eu o întrebare foarte toxică așa pentru mintea noastră, spuneam eu așa, de ce fac eu umbră pământului? Da? Cam așa mă întrebam. De ce fac eu umbră pământului? Vreau să fac altceva. Nu știam ce. Poate că ar trebui să fac o altă facultate. Mi-a venit la un moment dat ideea. Dar care? Mă gândeam. Drept, filozofie, arhitectură m-am gândit la un moment dat. Da? Nu. Sufletul meu spunea, nu, 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 nu este pentru tine. Poți să faci aceste facultăți, vei câștiga bani suplimentari, dar nu vei avea împlinirea și satisfacția pe care ți le dorești. Nu sunt fericită, am concluzionat. Și am spus așa, ok, bun, nu sunt fericită, da? Însă ce lipsește? Vreau să fac ceva cu viața mea, vreau o schimbare, dar nu știu ce și nu știu care să fie acea schimbare. Da? Și am trecut prin niște momente dificile și din punct de vedere financiar. În acel moment m-am despărțit de partenerul meu după o relație de 13 ani, la vremea aceea, și călătoria sufletului meu a început spre trezire. Am început să spun așa, ok, nimic nu mă mai mulțumește. Nimic nu funcționează în viața mea. Viața mea nu are niciun sens, nu-mi place nimic să fac, nu sunt bună la nimic anume, încotro să apuc. Și totuși, între toate aceste întrebări,
Între tot acest tăvălug emoțional și toată această curbă de jos, da? Am descoperit că îmi place să vorbesc cu oamenii. Și am zis, wow! Evrica, îmi place să vorbesc cu oamenii. La vremea respectivă am spus, ok, și cum să câștig eu bani din a vorbi cu oamenii? Așa ceva nu-i posibil. Cine să mă plătească pe mine din vorbitul cu oamenii? E imposibil așa ceva. Mie îmi place să vorbesc cu oamenii despre probleme de suflet, despre lucruri din acestea emoționale, personale. Cum să câștig eu bani din asta? Este imposibil, da? Apoi mi-a venit ideea bună. Mă pot face psiholog, dar nu-mi place să ascult problemele oamenilor și nu sunt dispusă să trec prin tot acel... toată acea birocrație în care am nevoie să trec, da? Am făcut facultatea de psihologie, însă m-am oprit exact la final, înainte să dau licența. Aș vrea să te întreb pe tine acum, haide ca să interacționăm, să nu fie așa doar un monolog în această seară, ce-ți face sufletul să se simtă împlinit? Întrebarea pe care eu mi-am adresat atunci când am descoperit că îmi place să vorbesc cu oamenii, m-am întrebat așa, ce îmi place să fac atât de mult încât aș face asta chiar și gratis? Exact cum fac în seara aceasta. Și am spus așa, ce îmi place să fac atât de mult încât aș face asta chiar și gratis? Și nu doar atât, mai mult decât atât, simt că pierd noțiunea timpului atunci când fac acel lucru. Deci ce-ți place să faci atât de mult atunci când... Ce-ți place să faci atât de mult încât pierzi noțiunea timpului și ai face lucrurile astea chiar și gratis? Mă întreabă cineva aici dacă sunt leoaică. Da, sunt leoaică. Victor, să ajut oamenii. Maria, să ascult oamenii chiar și gratis. Nor, haide, spuneți-mi, dragilor, ce-ți place să faci atât de mult încât ai face asta chiar și gratis și pierzi noțiunea timpului atunci când faci lucrul acesta? Ade, să vorbesc cu oamenii, super, mă bucur tare mult. Să știți că este mare nevoie în piață de oameni care să lucreze cu alți oameni. Și îți spun de ce este nevoie de lucrul acesta. Pentru că nivelul de conștiință al oamenilor și al planetei în general crește. Oamenii din vremurile noastre au depășit problemele acelea de supraviețuire. Cei mai mulți dintre noi, da, avem și o zonă, și o populație a globului care încă se confruntă cu sărăcia, cu foamea, însă cei mai mulți oameni au depășit zona aceasta, da? Și nu mai trăim în pește, nu mai trăim în păduri. Omul are în ziua de astăzi o casă, indiferent cum ar fi ea, are o locuință, o haină, are mâncarea necesară de zi cu zi. Ei, și pentru acești oameni apare pe scara nevoilor, nevoia aceasta de autocunoaștere, de împlinire, de satisfacție, de vreau mai mult de la viață. Nu mai vreau să am bani doar pentru mâncare și pentru casă. Vreau să am bani ca să merg într-o vacanță extraordinară. Vreau copilul meu să meargă la o școală mai bună. Vreau să-mi permit și timp liber, da? Și toți acești oameni pot deveni ulterior clienții tăi în momentul în care tu lucrezi cu oamenii și alegi o metodă pe care să o practici, indiferent care ar fi aceea. Oana, să găsesc cea mai bună ofertă, să prospectez piața, Emma, să dansez, Andra, să vorbesc cu oamenii, să lucrez cu copii, Mariana, să ajut oamenii, Monica, să vorbesc cu oamenii, Irina, discuții spirituale, super, super, dragilor, deci vă regăsiți în povestea mea din ce înțeleg eu de aici. Bun. Acum am o întrebare pentru tine. Nu știu dacă te-ai întrebat ce te aduce la acest webinar. Și aș vrea să-mi scrii în chat ce te aduce la acest webinar. Și dacă nu știi încă ce te aduce la acest webinar, setează-ți o intenție. Pentru că intenția este sămânța care creează realitatea. Realitatea nu apare în viața noastră întâmplător, da? Ci noi o creăm prin intențiile pe care le avem. Intenția întotdeauna este mai puternică decât dorința. Pentru că de fiecare dată când tu spui îmi doresc ceva, da? Îmi doresc ceva, această expresie vine dintr-o energie de lipsă. Când ne dorim ceva, în momentul în care nu avem acel ceva, îmi doresc o rochie atunci când nu am acea rochie, îmi doresc o casă atunci când nu am acea casă, îmi doresc o mașină când nu am, dar dacă o am deja,
deja sunt acolo, deja sunt pe cale. Da? Deci de asta întotdeauna îți recomand, pe lângă dorință, da, de care poate n-ai cum să scapi acum la început, să începi să gândești în termen de intenție. Pentru că atunci când gândești în termen de intenție, vii și spui așa: eu intenționez să am o, să muncesc, să câștig banii din ceva care mă împlinește, de exemplu. Intenționez să câștig banii din ceva care mă împlinește. Și atunci deja nu mai contează că durează 6 luni, că durează un an, că durează 3 ani sau 5 ani, dar tu vei găsi o cale astfel încât să îți câștigi traiul de zi cu zi și chiar să prosperi și chiar să ai abundență în viața ta muncind ceva ce te împlinește. Bun, hai să vedem aici. Armonie. Ade, îmi place să te aud, nu mă satur, transmiți energie pozitivă, mulțumesc din suflet. Sorina, să înțeleg ce-mi doresc cu adevărat. Și eu am nevoie de claritate, vreau să mă cunosc mai bine, vreau să ajut oamenii, vreau să mă regăsesc pe mine, simt că trebuie să fac ceva și nu știu cum să fac, da? Până, draga mea Aliona, până să știi cum să faci ceva, am observat, asta este problema multor oameni și spun, măi, aș face, dar nu știu cum. Dar până să știi cum să faci, ai nevoie de claritate, să știi ce anume îți dorești cu adevărat, da? Până la cum, în coaching, cursanților mei, eu le spun așa: de cum nu se ocupă omul neapărat, de cum este treaba universului, da? Tu ai nevoie doar să stabilești ce îți dorești, da? Să stabilești acea intenție, să spui intenționez să am intenționez să ajut oamenii și să câștig bani din asta, de exemplu. Asta este intenția mea, să ajut oamenii și să câștig bani din asta. Asta să fie profesia mea, asta să fie jobul meu. Intenționez să am o relație de cuplu fericită. Intenționez să am o relație mai bună cu copilul meu, de exemplu. Asta este prima ta sarcină. Cumul vine abia mult, 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 mult după aceea. Bun. Hai să vedem. Am pentru tine o întrebare. De fapt, două întrebări aici, da? Ce ai de gând cu viața ta? Ce ai de gând cu viața ta? Te-ai întrebat vreodată? Încotro te îndrepți? Încotro. Că bun, înțeleg. Casă, job, activitățile pentru traiul zilnic, dar încotro te îndrepți? Încotro mergi? Care e direcția? Ai o viziune asupra vieții tale, de exemplu? Ți-ai creat o astfel de viziune? Păi care este stilul de viață ideal pentru mine? L-ai creionat, l-ai pus pe hârtie, muncești la el? Ai făcut un plan pentru a îndeplini acea viziune asupra vieții? Da? Și te întreb acum, ce cauți? Ce cauți în viața ta? Da? Ce cauți? Încotro te îndrepți? Ți-ai pus vreodată astfel de întrebări? În momentul în care lucrezi cu un coach, astfel de întrebări îți sunt adresate. Iar la noi în școală, cursanții primesc astfel de întrebări încă de la primele module. Este foarte important, pentru că altfel este foarte important să ai această claritate. Pentru că dincolo de viața de zi cu zi, de traiul de zi cu zi, de activitățile noastre, de faptul că îți dorești o casă, o mașină, o familie, un copil, un scaun mai bun, o bucătărie nouă, o masă, o cafea extraordinară, dincolo de toate lucrurile acestea, care este viziunea pe care tu o ai asupra vieții tale? Da? Ce este prioritar acum pentru tine? Maria Magdalena spune, intenționez să mă înscriu la școala de coaching. Maria, rămâi până la finalul webinarului, pentru că vei avea la final o ofertă specială valabilă doar astăzi și mâine pentru aceia dintre voi care participați la webinar. Este o ofertă cu un preț redus și cu niște bonusuri față de oferta noastră oficială de pe site, doar pentru persoanele care participă la acest webinar. Deci rămâi până la final. Bun, ce este prioritar acum pentru tine? Da? Ce este prioritar acum pentru tine? Aș vrea să te gândești la domeniile din viața ta, da? Să spunem așa, ok, relație, profesie, bani, da? Sunt diferite, atenție, profesia și banii sunt diferite și vei vedea că vom face un exercițiu super fain în seara aceasta care să te aducă claritate pe zona aceasta. Însă sunt diferite. Dar aș vrea să te întreb ce este prioritar acum pentru tine. Și dacă îmi spui așa că ok, este prioritar să muncesc ceva ce mă împlinește, să muncesc ceva, să câștig banii din ceva ce îmi place,
O să vin eu și să te întreb acum alte întrebări, da? Ce-ți dorești mai exact în acel domeniu? Dacă vii și îmi spui aici că ok, ce este prioritar pentru tine acum? Da? Ce este prioritar pentru tine acum? Hai să vedem, Mădălina, timpul cu familia, așa, să mă simt bine în tot ceea ce fac, Monica, Maria Magdalena, timpul petrecut cu fiica mea este prioritar pentru mine, dezvoltarea personală, ce altceva mai este prioritar pentru tine? Pentru că îți spun, oamenii întotdeauna fac exact ceea ce vor să facă în modul cel mai profund, da? Cel mai profund în interiorul lor, oamenii fac exact ceea ce vor să facă, da? Prioritar pentru mine este serviciul, ne spune Gabriela. Dezvoltarea personală, Adelina. Așa, hai să vedem. Dezvoltare personală, dragilor, dar uitați, eu sunt un profesionist în dezvoltare personală, da? Am un business în acest domeniu. Și îți spun lucrul acesta cu toată căldura și cu toată onestitatea și cu toată sinceritatea. Dezvoltarea personală nu o faci de dragul dezvoltării personale. Alegeți ceva ce vrei să creezi în viața ta. Ok, dezvoltare personală ca să ce? Pentru că altfel nu poți să cuantifici. Da? Mă dezvolt personal, dar cum știu că mă dezvolt personal? Păi știu că mă dezvolt personal dacă trec de la un serviciu nefericit sau prost plătit la un serviciu și fericit și împlinit și bine plătit, să zicem. Sau trec de la angajat la angajator, la antreprenor, să zicem. Sau trec de la singur sau singură la o relație de cuplu fericită. Da? Sau trec de la o persoană care se enervează din orice la o persoană calmă. Sau trec de la un om care nu citește, nu are conversații intelectuale, conversații nu știu, de un anumit tip, la o persoană care este educată, face parte dintr-un alt mediu. Deci tot timpul dezvoltarea personală ai nevoie să o faci cu un scop. Da? Ai nevoie să o faci cu un scop. Pentru că altfel este doar așa un flower power extraordinar. Bun. Ok, Sorina, mi-ar plăcea să am afacerea mea, să confecționez bijuterii, iar prioritatea mea este să-mi creez un drum pentru a-mi împlini dorința. Perfect, draga mea, și vin să te întreb acum. Ok, după ce ai stabilit ce este prioritar pentru tine, ce-ți dorești exact, concret? Da? Deci exact, uite cum ne spune Sorina aici, mi-ar plăcea să am afacerea mea, să confecționez bijuterii. Este specific și este exact. Ce-ți dorești cu adevărat? Acestea sunt întrebări și ăsta este mod de lucru din coaching. Ce-ți dorești și ce-ți dorești cu adevărat? Pentru că e o mare diferență. Oamenii de multe ori își pun obiective care nu depind de ei, da? De tipul vreau fiul meu să ia bacalaureatul, vreau fiica mea să se căsătorească, da? Și să aibă copii, da? Bun. Însă ce-ți dorești cu adevărat tu? Dorința aceea pe care tu ți-ai pus-o, obiectivul acela, intenția aceea, este intenția ta? Este dorința ta cea mai profundă sau este pentru că așa dă bine? Pentru că așa este în societate? Pentru că așa mă gândesc eu că aș fi fericită și împlinită? Sau este o dorință ce vine din inima ta, din interiorul tău? Da? Bun. Și partea a doua, o să te rog acum chiar să încep să notezi pe acele, pe agenda ta sau pe colile de hârtie pe care le ai la îndemână, ce ești dispus să faci pentru acest lucru pe care spui că ți-l dorești. Pentru că cine îți spune că lucrurile se întâmplă așa făcând o meditație, stând așa, ok, la dolce vita fac o meditație, intenționez nu știu ce, îmi pun o dorință de lună nouă și de lună plină, da? Și nu mai fac nimic altceva în rest, te păcălește. Te păcălește. Și dacă te uiți la oamenii care au cel mai mare succes în orice, de la a avea succes în profesie, în business, până la a avea succes într-o viață de familie împlinită, până la a avea succes într-o relație sănătoasă și fericită cu părinții tăi, da? Până la a avea succes în a avea un corp sănătos, fit, aspectuos sau cum vrei tu, da? Orice succes necesită, atenție, este un cuvânt care ani de zile nu mi-a plăcut și care nu place multor oameni, da? Orice succes necesită un sacrificiu.
Problema este că oamenii înțeleg sacrificiul într-un mod greșit și se gândesc la sacrificiu ca la un sacrificiu de tipul sacrific ceva important pentru ceva mai puțin important. Însă, în realitate, sacrificiul este exact opusul. A face un sacrificiu înseamnă a sacrifica ceva de natură inferioară pentru ceva de natură superioară. Da? Deci ăsta este sacrificiul. Sacrific ceva de natură inferioară pentru ceva de natură superioară. De exemplu, dacă tu îți dorești să lucrezi cu oamenii, dacă tu îți dorești să schimbi profesia, dacă tu îți dorești să ai firma ta de bijuterii, să zicem, da? Sau să schimbi jobul, sau ce, orice vrei tu, vrei o familie, vrei orice. Da? Ce ești dispusă să faci pentru asta? Adică ce ești dispusă să sacrifici? Da? Ești dispusă să sacrifici, de exemplu, confortul? Ești dispusă, de exemplu, să sacrifici, nu știu, timpul pe care îl petreci la televizor, da? După job sau după program și în acel timp să înveți o abilitate nouă, de exemplu, să înveți o abilitate nouă? Ești dispusă să sacrifici, nu știu, orele multe vorbite la telefon cu prietenii sau cu prietenele, de exemplu, și în timpul acela să te educi pe un domeniu nou, da? Ești dispusă, de exemplu, să sacrifici, nu știu, tendința de a amâna lucrurile și lenea sau tendința de a începe lucrurile și de a nu le termina? Ești dispusă să sacrifici lucrurile acestea pentru disciplină, pentru autodisciplină și să începi să te disciplinezi? Da? Sau pentru respect față de tine însuți, atunci când spui astăzi fac X lucru, dau telefonul X, astăzi fac acel PDF, astăzi fac acea prezentare, chiar să faci lucrul acela și nu să îl amâni. Da? Ești dispusă să sacrifici lucruri de natură inferioară pentru a obține lucruri de natură superioară? Pentru că problema celor mai mulți oameni este că își doresc lucruri, dar nu sunt dispuși să facă ceva. Da? În momentul în care eu am început business-ul în training și în coaching, de exemplu, am renunțat la timpul meu petrecut pe canalele culinare sau pe canalele de amenajări interioare, la timpul petrecut la televizor, de exemplu, de ani de zile, de peste 7 ani de zile, da? Eu nu mai am televizor și nu mai folosesc televizorul. Da? Am renunțat la lucrurile acestea pentru a citi, pentru a participa la cursuri, pentru a mă pregăti. Da? Ce ești dispus să faci? Bun. Și am acum pentru tine un prim exercițiu, da? Un prim exercițiu. Și o să te rog pe o coală de hârtie nouă, pe o pagină nouă, să scrii ce vrei să creezi în viața ta. Care este acel lucru pe care tu vrei să-l materializezi în viața ta? Că e o viață de familie fericită și împlinită, este acel lucru prioritar, da? De care vorbeam mai devreme. Că vrei să, nu știu, să lucrezi cu oamenii, că vrei să ai business-ul tău, că vrei să schimbi jobul, să schimbi profesia, da? Însă atenție, asta nu este o dorință și nu este un obiectiv sănătos formulat pentru mintea ta, astfel încât mintea să te servească și să-ți împlinești această dorință. Deci nu spui îmi doresc să-mi schimb jobul sau să-mi schimb profesia, ci spui vreau să fiu coach, vreau să fiu psiholog, vreau să fiu medic, vreau să fiu avocat, vreau să fiu antreprenor. Da? Ce vrei tu să fii? În ce domeniu vrei tu să lucrezi? Vreau să am firma mea de bijuterii, de exemplu. Da? Și scrii lucrul acela sus pe coală, pe coala de hârtie, după care, da, încep și scrii așa, da? Împarți pagina în două, tragi o linie verticală și împarți pagina în două și în stânga o să te rog să scrii, da, cum îți petreci tu ziua, da? Cum îți petreci tu ziua? Și vii și scrii așa, de la o luăm pe capitole orare, da? Deci spunem așa. Avem sus, să zicem ok, vreau afacerea mea, da? Și acum vedem, pentru că aici se văd rezultatele. Cât din timpul tău îl pui tu în prezent pentru a crea afacerea ta? Că dacă nu faci nimic pentru lucrul acesta, crede-mă, nu se va întâmpla
Deci nu se va întâmpla doar consumând produse de dezvoltare personală, ci ai nevoie de niște acțiuni concrete, ai nevoie de niște, poate de niște certificări într-un domeniu anume, să zicem, da? Poate ai nevoie de anumite abilități, de o expertiză într-un anume domeniu. Și o luăm așa, ok, de la ora 6 la ora 8 dimineața. Ce faci? O să te rog să scrii acolo program. Dorm, somn, mic dejun, da, pregătire. Da? De la 8 la 10 dimineața. Da? Cu ce ți ocupi timpul? Da? De la 8 la 10 dimineața. Cu ce ți ocupi timpul? Da? De la 8 la 10. După care de la 10 la 12, da? De la 10 la 12, cam ce? Cam care sunt activitățile? Da? Apoi vom spune de la 12 la, zicem, la, hai să zicem, 17-18, cam așa. Da? Deci toată după amiaza, în general după amiaza, cam ce faci? Da? Pui așa o zi tipică din viața ta. Nu luăm excepțiile, ci luăm zilele tipice. Da? Cam ce gen de activități faci? Că ești la job, că muncești, că poate dacă mai, să zicem, nu știu, uite, vrei să creezi un business online, poate că mai lucrezi la un site al tău, poate că ai un blog, poate că mai scrii un articol, poate că mai te întâlnești, mai faci networking, să zicem, da? Sau lucruri de genul acesta. Da? Deci o să te rog să scrii acolo activitățile, după care de la 18 la 20, da? Care sunt activitățile, la 18 la 20, poți, nu știu, cină, familie, citit, urmărit cursuri, să zicem, poate este timpul tău, așa. Și de la 20 la 22, da? La 22 sau la 23 până când te culci. Care sunt activitățile tale? Bun. Și după ce ai făcut asta, o să te rog în coloana din dreapta să vii să notezi care sunt acele activități care îți ocupă cel mai mult spațiu mental. Care sunt activitățile care te preocupă cel mai mult la nivel mental sau emoțional. Că te cerți cu partenerul, că te preocupă șeful, că te enervează colega de birou, că tot timpul te bate la cap copilul cu mâncarea, cu nu știu ce, te sună de 5 ori pe zi când ești la serviciu, cum fac aia, unde găsesc aia, unde nu știu ce, dacă e un pic mai mare, de exemplu. Că părinții, nu știu, poate ai pe cineva în îngrijire, să zicem, da? Care sunt acele preocupări, acele activități care îți ocupă cel mai mult spațiu mental, da? La care tu te gândești, de exemplu, da? La care te gândești. O să te rog să scrii acolo 2-3 activități de genul acesta. Și acum o să te rog să tragi o concluzie foarte simplă, da? Însă extrem de valoroasă. Aceste activități de fizice, de a-ți ocupa timpul, da? Și aceste activități care îți ocupă spațiul mental, adică energia ta mentală și emoțională, corespund și sunt în direcția obiectivului tău principal, acela de sus pe care ți l-ai notat? Cât la sută, da? Deci cât la sută din coloana din stânga aloci către obiectivul principal și cât la sută din coloana din dreapta? Da? Și o să te rog să faci o medie și să-mi spui și mie, da? Cât la sută. O să te rog să faci o medie așa cu aproximație și să-mi spui și mie acolo. Deci cât la sută din timpul tău și din energia ta, dintr-o zi obișnuită din viața ta, le pui pentru a crea, pentru a materializa obiectivul tău principal, prioritatea ta numărul 1, acel lucru pe care ai spus că vrei să îl creezi. Da? Deci cât la sută? Haide, fă o medie și spune-mi. Cât la sută dintr-o zi obișnuită? Haide, scrie-mi în chat, te rog, scrie-mi că sunt tare curioasă. Sunt tare curioasă. Haide, scrie-mi cam cât la sută dintr-o zi. Îți pui Alexandra 20%, Ade 20%. Așa, hai să vedem. Hai să vedem, este cineva cu mai puțin? 30-70, 70-75. Super, super. Bun. O să te rog frumos acum să tragi o concluzie. Da? Să tragi o concluzie. Ce ai nevoie să schimbi? Ce ai nevoie să schimbi? Și îți spun, acelea dintre voi care, de exemplu, vă doriți, dacă îți dorești să creezi afacerea ta, ia uite, 15%, 90%, 40%, 25%, o grămadă de procente. 15%. Deci dacă tu îți dorești, de exemplu,
să creezi afacerea ta, odată sunt activități care sunt necesare în pregătirea ta profesională sau în pregătirea ta antreprenorială și sunt activități generatoare de bani. Și lucrul acesta este total diferit. Sunt diferite una de cealaltă. Este exact cum le spun cursanților mei la coaching. Una este să înveți să faci coaching, alta este să înveți și să te vinzi. Să înveți să te și vinzi în calitate de coach. Da? Noi în școală facem și activități, facem și un modul de marketing și un modul de nișă, de exemplu, tocmai pentru a împlini această nevoie. Însă trage o concluzie și observă ce ai putea să schimbi, ce ai putea să îmbunătățești, pentru că rezultatele apar acolo unde tu îți pui timpul. Da? Unde îți pui timpul și unde îți pui energia, acolo îți vor apărea rezultate. Altfel, n-ai cum. Nu există. Nu pică nimic din cer. Da? Nu pică nimic din cer. Exact cum vorbeam astăzi cu Clara, cu asistenta mea și spuneam, măi, dacă tu îți dorești să ai, nu știu, să ai o activitate profesională, nu poți să-ți pui timpul doar în activități de timp liber sau de viață personală și să creezi ceva profesional, dacă tu îl pui pe tot acolo. Și invers, dacă tu îți dorești ceva să creezi în viața ta personală, nu poți să stai până la 8 seara la muncă și să te gândești doar la lucrurile acelea și să ai pretenția să creezi un rezultat în partea cealaltă. Deci cumva trebuie găsit un echilibru. Iar domeniul care este prioritar pentru tine, să-l prioritizezi și la nivel de timp fizic și la nivel de energie mentală și emoțională care te preocupă. Bun. Și hai să facem un exercițiu. Aș vrea un al doilea, al treilea exercițiu, nici nu mai știu câte exerciții am pregătit pentru seara aceasta, însă o să te rog să faci acest, să împarți, să iei o coală nouă de hârtie, da? Și să o împarți în patru și o să te rog să spui așa, să te gândești la acel lucru pe care tu vrei să-l creezi în viața ta. Acel lucru pe care vrei să-l realizezi, că vrei business-ul tău, că vrei o profesie nouă și în ce domeniu vrei acea profesie, că vrei, nu știu, orice vrei tu, că vrei o familie, da? Și o să te rog în coloana din stânga sus să scrii 2-3 lucruri maxim ce pierd dacă fac asta. Da? Ce pierd dacă fac asta? Scrie acolo repede. Ce pierd dacă faci asta? Da? Haide, deci scrie. Ce pierzi dacă faci asta? Da? Și o să te rog să-mi și scrii, da? Deci o să te rog să-mi și scrii, aș vrea, că sunt curioasă, vreau să aflu și eu una, două, trei răspunsuri. Ce pierzi dacă faci acel lucru pe care ți-l dorești să-l faci? Da? Ce pierzi? Da? Haide, scrie. Pierd X, pierd Y, da? Deci scriem. Ce pierzi dacă faci acel lucru? Așa. Deci două lucruri maxim, atât, este suficient, da? Două lucruri. Să le scrii: timpul petrecut cu familia. Ok. Bun. Nimic. Bun. Hai să mai vedem. Dacă mai acele dintre voi care ați terminat, o puteți lua puțin înainte cu cadranul, da? Nu pierd nimic din contracâștig, pierd confortul. Bun asta, îmi place. Așa, ne spune Alexandra. Hai să mai vedem. Ce pierzi? Ce pierzi dacă faci acel lucru care vrei să-l creezi în viața ta? Satisfacția și confortul, nu pierd nimic, nimic, nimic. Wow, deci înseamnă că ești super, super pregătită. Da? Înseamnă că sunteți super pregătiți. Timpul petrecut cu fetița mea? Ok, bun. Hai să vedem. Ce câștigi dacă faci asta? Ce câștigi? 1, 2, 3 lucruri, repede. Ce câștig? Da? Deci ce câștig? Haide, câștig. Ce câștig? Da? Notează în cadranul din dreapta sus. Ce câștigi dacă faci asta? Haide, și o să te rog să-mi spui și în chat, da? Pentru că foarte curioasă sunt. Câștig timp liber, bani, fericire. Bani, wow, ce de bani aici, o mulțime de bani și de prosperitate. Îmi schimb viața total, câștig satisfacție, yes, ce îmi place. Ador răspunsurile acestea, le ador. Bun, hai să mergem în cadranul din stânga jos. Ce pierzi dacă nu faci asta? Da? Ce pierzi dacă nu faci asta? Da? Ce pierzi dacă nu faci asta?
Deci dacă nu faci asta, ce pierzi? În momentul în care eu am făcut pasul de la firma de organizare de evenimente către training și coaching, aveam așa ca opțiune și am spus, ok, nu mai mă simt împlinită, nu mai am satisfacție personală și din punct de vedere financiar apăruseră niște mici hopuri de genul acesta, deși le-am redresat ulterior. Însă aveam ca opțiune așa, am spus, ok, sunt super pasionată de flori, aveam acasă aproape florărie. Și am zis așa, ok, aș putea să-mi fac o florărie sau aș putea să fac o firmă, ceva pe industria aceasta. După care am venit și am spus, ba, dar știi, asta de fapt mie este doar o pasiune, da? Îmi este doar o pasiune și da, nu mă văd făcând un business de genul acesta. După care am spus așa, aș putea să fac o agenție de turism pe care am și înființat-o. Da? Am făcut și contracte cu tur operatori și am cumpărat 2-3 bilete pentru mine. După care am spus așa, peste 20 de ani mă văd făcând lucrul acesta? Mă mai văd făcând lucrul acesta? Da? Și în acel moment am zis, wow, dacă eu continui cu agenția de turism, aș ajunge în același punct în care sunt cu firma de evenimente. Adică aș câștiga bani, dar nu aș avea împlinire și satisfacție, da? Nu aș avea împlinire și satisfacție. Bun, deci ce pierzi dacă nu faci asta? Ai completat acolo, da? Pierd identitatea mea. Bun. Ok. Ce câștigi dacă nu faci asta? Da? Ce câștigi dacă nu faci asta? Ce câștigi dacă nu faci asta, da? Deci completează și acest lucru pentru a-ți aduce claritate. Da? Ok. Se tot deconectează, îmi spune cineva, mă întreabă dacă va exista înregistrarea webinarului, Gianina. Da, va exista înregistrarea webinarului, o vei primi de la mine pe e-mail, toată lumea o va primi pe e-mail după webinar. Ok. Ce câștig dacă nu fac asta? Da? Hai să vedem, nimic, nu câștig nimic. Nimic, nimic, nimic înseamnă că avem aici un grup de oameni super hotărâți, super hotărâți în a face ceea ce își doresc. Super, dragilor. Deci vreau să continui acest exercițiu și după, da? Și să te uiți să se aducă și mai multă claritate. Găsește după ce terminăm webinarul, scrie cât mai multe puncte, da? Deci nu te rezuma la 2-3 lucruri, ci ia și inspectează interiorul tău mult mai adânc. Scrie mult mai mult acolo. Scrie la fiecare câte 5, 7, 9 puncte, de exemplu, da? Deci tot scrie din ce în ce mai multe, din ce în ce mai multe lucruri. Ce câștigi dacă faci acel lucru? Mult, mult, mult scrii. Satisfacție, împlinire, orice, că îmi permit o bluză nouă, o rochie nouă, nu știu, orice lucru, oricât de minor ar fi, tu scrie-l acolo. Dacă spui, ok, ce câștig dacă fac asta, câștig bani, scrie și lucrurile pe care le câștigi având bani, da? Adică care derivă din faptul că ai mai multă prosperitate financiară în viața ta, pentru a-ți aduce și mai multă claritate, pentru că în momentul în care ție este foarte evident la ce renunți, ce dobândești, în momentul acela ești cum mașină de îndeplinit obiective, ești go, 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 go către obiectivele tale. Bun. Hai să mergem mai departe. Și o să facem un scurt exercițiu de imaginație și o să te rog să închizi ochii pentru câteva secunde, da? O să te rog să închizi ochii. Deci o să te rog pentru câteva secunde să închizi ochii, să te așezi așa cu ambele tălpi pe podea, cu palmele pe genunchi, picioarele să nu fie încrucișate, da? Și nici palmele să nu fie încrucișate. Și cu ochii închiși, imaginează-ți că mergi pe linia timpului tău și au trecut 5 ani.
Și ești în acel moment de peste care sunt hopurile pe care le-ai depășit aici, având această înțelepciune de la 70 de ani, luând-o cu tine. Și poți deschide ochii. Da. Și pentru că ai deschis ochii, o să te rog să împărtășești și cu mine, da, și cu colegii de webinar, care sunt lucrurile care contează atunci când ai 70 de ani, care sunt lucrurile care contează. Hai, de repede, 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 când ai ajuns la apusul vieții, ce contează cu adevărat atunci când ai în urmă o viață întreagă? Ce contează cu adevărat? Sorina, eu 70 de ani, America, aud oceanul, am nepoți, evident, firma de bijuterii. Super, 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 draga mea! Ce faci astăzi pentru acest obiectiv? Astăzi, astăzi, deci astăzi, chiar astăzi, nu mâine, deci chiar la ziua de azi mă refer, ce faci? Un lucru oricât de mic, un lucru oricât de mic, dacă scriu ceva undeva, că sun pe cineva, că văd ceva acolo pe un site, da? Bucuria și iubirea împărtășită contează când ești la apusul vieții, contează să vrei să trăiești, contează împlinirea, înțelepciunea dobândite. Exact, dragilor, exact, exact, exact. Sunt lucruri extraordinare care ne aduc împlinire și ne aduc satisfacție. Da? Și observă dacă tu, acum, în prezent, îți trăiești viața așa, astfel încât să te simți mândru sau mândră de tine la 70 de ani. Bun. Hai să mergem mai departe și pentru că am promis că facem în seara aceasta un super mega exercițiu pentru a descoperi ce anume ți se potrivește, da? Ce anume ți se potrivește la nivel de vocație, la nivel de misiune. O să te rog să desenezi patru cercuri care se întretaie, da? Patru cercuri care se întretaie, o să te rog frumos să le desenezi, da? Și în partea de sus a cercului de sus, da? În partea de sus a cercului de sus, o să te rog să scrii ce iubești să faci. Ce iubești să faci? Care sunt lucrurile pe care le iubești să le faci? Este acea pasiune a ta, să spunem, da? Ce iubești tu să faci? Îmi place să cânt, îmi place să pictez, îmi place să vorbesc cu oamenii, de exemplu, da? Cum am spus eu. Îmi place să ascult oamenii, îmi place să vând, îmi place să, nu știu, să meșteresc lucruri prin casă, îmi place să croșetez, îmi place să gătesc, îmi place să dansez, da? Acolo scrie toate lucrurile pe care tu le iubești să le faci, da? Toate lucrurile sau măcar 2, 3, 4 lucruri de genul acesta, da? Scrie ce iubești să faci. Bun. În partea de jos, da? În partea de jos, a cercului de jos, da? O să te rog să scrii pentru ce poți fi plătit. Plătit sau plătită. Care sunt acele lucruri pentru care ai putea fi să fii plătit, da? Pentru ce poți tu să fii plătit, să zicem? Pentru, nu știu, uite, ce faci în jobul tău, să zicem? Păi că să fiu, nu știu, expert în marketing, să fiu portar, să fiu contabilă, da? Pentru ce pot să fiu plătit? Păi să țin contabilitatea la o firmă, păi să fiu asistent manager la o altă firmă, păi să, nu știu, să vând contra comision, să zicem. Sau pentru ce mai poți să fii plătit? Poți să fiu plătit pentru meditații la limba română sau la limba germană. Poți să mai fiu plătit pentru decorarea unei case, să zicem. Da? Mă pricep la decorațiuni interioare, mă pricep să decorez case. N-am monetizat niciodată această pasiune, dar este ceva ce un lucru pentru care aș putea să fiu plătit dacă îmi găsesc clienți, să zicem. Da? Bun. Deci o să trebuie acolo să scrii toate aceste lucruri pentru care poți fi plătit sau pentru care poți fi plătită. Da? Haide că aștept să scrie toată lumea. Da? Deci care sunt acele lucruri pentru care ai putea să fii plătit? Pe care știi să le faci, pentru care ai putea să fii plătit, da? Să uite, pentru bijuteriile pe care eu le confecționez, să zicem, da? Bun. După care, în cercul din stânga, vei scrie care sunt lucrurile
la care ești bun, da? Care ești lucrurile la care ești bun, dar la care ești bun așa cu adevărat, pe bune. Băi, uite, sunt foarte bun la a vorbi cu oamenii. Sunt foarte bun la, nu știu, la a da sfaturi. Sunt foarte bun la, nu știu, a confecționa un scaun, da? Sunt foarte bun la Excel-uri, să zicem. Sunt foarte bun la a face prezentări. Sunt foarte bun la limba germană, da? Sunt foarte bun la a conduce oamenii, da? Sau sunt foarte bun la IT și la ce anume din IT, de exemplu, da? Bun, o să te rog să scrii acolo toate aceste lucruri, da? Deci la ce ești bun? 2, 3, 4 lucruri, primele care îți vin în minte sunt cele mai bune, da? Deci nu trebuie să te gândești foarte mult, pentru că sunt lucruri foarte clare și foarte evidente în viața ta pe care trebuie să le știi. După care, în cercul din dreapta, o să te rog să scrii ce au nevoie oamenii, da? Ce simți tu că este nevoie acum în piață? Da? Ce au nevoie oamenii? Au nevoie, să zicem, uite, ca să-ți dau un exemplu din experiența mea antreprenorială, să zic așa, uite, oamenii acum au nevoie de autocunoaștere. Tot mai mulți oameni vor să se cunoască pe ei înșiși, vor să-și ducă viața la următorul nivel, vor să fie, să trăiască fericiți, să trăiască împliniți. Au nevoie oamenii de timp liber. Da? Dacă îi poți ajuta să aibă mai mult timp liber, ești excelent, da? Ești cel mai bun. Dacă îi poți ajuta să câștige mai mulți bani, da? Au nevoie de mai mulți bani. Oamenii vor nu mai se mulțumesc cu puțin în viață, ci vor prosperitate, vor abundență, vor un stil de viață diferit față de cum aveau poate bunicii lor, să zicem, da? Care se mulțumeau doar cu traiul zilnic. Ce nevoie mai au oamenii? Păi au nevoie de o viață sănătoasă, da? Da, o viață sănătoasă, au nevoie de hrană sănătoasă. Tot mai mulți oameni se îndreaptă către stilul acesta sănătos, vegan, ro-vegan sau bio, eco, de exemplu, da? Sucuri naturale, produse naturale. Ce mai au nevoie oamenii? Mai au nevoie de, nu știu, să fie bine văzuți în societate, da? De asta tot avem așa o creștere a vânzărilor la produsele acestea care sunt branduri, da? Care aparțin unor branduri cunoscute, de la telefoane, la mașini, la haine, de exemplu, da? Au nevoie să fie văzuți bine în societate, au nevoie de să pară că aibă un statut, da? Nu vorbesc acum cât este de corect sau cât este de incorect sau despre alte teorii psihologice și spun așa, ok, ce au oamenii nevoie? Ce spun? Păi au nevoie de, nu știu, o mașină de firmă, să zicem, da? Își doresc, au chestia aia, ei o percep ca pe o nevoie, nu contează că este o dorință, de validare, uite, ne spune Maria Magdalena, ok, de validare, bun. Ce mai au nevoie? Au nevoie de, nu știu, spații de locuit cât mai frumoase, da? Nu se mai mulțumesc cu puțin, mai vor să mai locuiască așa într-o casă în care primești căldură, da și ba, apă caldă, da și ba, cum era atunci când eram eu copil, de exemplu. Au nevoie de o casă confortabilă, frumoasă, cu ferestre mai largi, cu un anume stil, de exemplu, da? Observă care sunt aceste nevoi, pentru că tu nevoile astea le vei scoate din subconștientul tău și din neuronii tăi oglindă care te fac să reperezi în jur lucrurile cumva care au legătură și cu toate celelalte cercuri. Da? Deci fiecare dintre voi aici veți trece probabil alte lucruri diferite pe care le identifici că au oamenii nevoie. Bun, și spunem așa că în momentul în care ești, după cum vezi acolo în cele două cercuri, când iubești, da, când iubești să faci un lucru și ești și bun la acel lucru, da, deci iubești să faci un lucru și devii și bun la lucrul acela. Aia este pasiune. Da? Aia este pasiune. Ești pasionat de lucru. Iubești să faci chestia aia și devii și bun, da? Iubești să pictezi și pictezi atât de mult că la un moment dat ajungi și bun. E, asta este o pasiune. Dacă în schimb ești foarte bun la ceva, să zicem, ești foarte bun la, nu știu, la cifre, da? Ești foarte bun la cifre. Și poți să fii și plătit pentru cifrele astea, ai găsit o modalitate în care să fii și plătit pentru faptul că ești bun la cifre, atunci aia este profesie. Da? Când se îmbină cele două, da? Când se îmbină. Sunt bună la treaba asta și sunt și plătită la treaba asta. Este profesie, da? Sunt bună la a vorbi cu oamenii,
sunt și plătită pentru a vorbi cu oamenii, deci este o profesie, da? Însă, atunci când ești plătită pentru un lucru sau ești plătit pentru un lucru și au și oamenii nevoie de acel lucru, aceea se numește vocație, este vocația ta. Da? Să spunem, ok, oamenii au nevoie de, nu știu, dezvoltare personală. Și tu ești și plătită pentru a face dezvoltare personală, pentru a ajuta pe oameni să facă dezvoltare personală cu ei înșiși. Scrii o carte, devii coach, devii psiholog, faci ceva, de exemplu. Aia este vocație. Da? Ce au oamenii nevoie? Au nevoie de un ceva de acolo, da, pe care tu l-ai identificat și iubești să faci acel lucru. Da? Iubești să oferi oamenilor afecțiune, să zicem. Uite, ne spune aici Sorina, au oamenii nevoie de afecțiune. Și iubești să oferi afecțiune oamenilor. Tot timpul îi îmbrățișezi, îi pupi, le arăți că iubești, le arăți că ești empatică cu nevoile lor, de exemplu. Da? Aia este misiunea ta. De a-i ajuta pe oameni să simtă afecțiunea, să simtă că îi contează pentru cineva, de exemplu. Da? Bun. Corina ne spune, eu sunt bună la făcut cumpărături. Bun, perfect, Corina. Ești bună la făcut cumpărături. Ai putea, nu știu, cum ai putea să fii plătită pentru lucrul acesta? Astfel încât să îmbini cercul din stânga cu cercul de jos. Ai putea să fii, de exemplu, mystery shopper, de exemplu, da? Să faci acel pe cumpărătorul misterios, de exemplu, și să fii plătită pentru activitatea asta. Ei, ce se întâmplă? În momentul în care tu întrunești toate cele cercuri, se îmbină, da? Acolo unde este acea steluță din centru, din mijloc, acolo este scopul tău. Acolo este scopul tău divin, când se întâlnesc și pasiunea, și misiunea, și profesia, și vocația. Și o să te rog să continui acest exercițiu, să-l faci cât mai profund, în fiecare din cele patru cercuri, să scrii cât mai multe din lucrurile pe care iubești să le faci, la care ești bun, pentru care poți fi plătit, de care au oamenii nevoie. În momentul în care eu am spus așa, iubesc să vorbesc cu oamenii și să-i ajut pe oameni să realizeze ceea ce ei își doresc, da? Am spus așa, bun, cum fac să devin bună la asta? Da? Cum fac să devin bună la asta? Păi vorbesc cât mai mult, da? Mă pun în astfel de situații. Apoi am venit și am spus, bun, pentru ce pot fi plătită? Păi pot fi plătită dacă vorbesc ceva cu sens. Pot fi plătită, de exemplu, dacă devin coach, da? Pot fi plătită dacă devin speaker. Pot fi plătită dacă devin trainer, da? Ce au oamenii nevoie? Păi n-au nevoie să învețe, de exemplu, despre Excel. N-am simțit că este această nevoie, da? Ca atare n-am devenit trainer de Excel sau trainer de Word. N-au nevoie oamenii să învețe despre, nu știu ce, despre mașini, da? Ca atare n-am devenit speaker în industria auto sau trainer pe ceva, cum să ansamblez sau să dezansamblezi piesele la o mașină, de exemplu. Ce am devenit? Pe dezvoltare personală, trainer, speaker, coach, am construit un business în direcția aceasta. Deci cam în felul acesta lucrez cu acest exercițiu și caut să le îmbini, da? Să le îmbini. Cum pot, de exemplu, de la ce iubesc să fac, să ajung să fiu și plătită, să devin și bună, da? Și să împachetez produsul sau serviciul respectiv pe nevoile specifice ale oamenilor, astfel încât să pot să îl monetizez. Da? Pentru că, după cum vezi, doar atunci când au și oamenii nevoie, ești și plătit. Altfel, dacă nu ești plătit, îți este doar pasiune. Da? Îți este doar pasiune. Dacă nu ești și plătit pentru asta, este pasiune. Ok, pasiunea mea să cresc albine. Cresc albine. Dar dacă nu sunt plătită, nu fac un proiect sau un business din lucrul acesta. Bun. Hai să vedem. Cum îți dai seama dacă ți se potrivește să fii coach, de exemplu, să lucrezi cu oamenii și să-i ajuți prin această metodă extraordinară, este considerată cea mai performantă metodă de lucru cu oamenii, cum îți dai seama dacă se potrivește să-i ajuți pe oameni prin coaching să-și realizeze visurile și obiectivele? De exemplu, te pasionează să-i ajuți pe oameni să-și găsească propriile soluții? Îți place să vorbești cu oamenii, să-i asculți, să dai sfaturi? Îți place să ai un program flexibil, da? Îți place să ai un program flexibil și dinamic, da? Bun. Hai să vedem mai departe.
Îți place să studiezi comportamentul și mintea umană? Îți dorești să-i ajuți pe oameni să obțină ceea ce vor în viață? Iubești provocările sau le-ai iubit vreodată? Îți dorești să muncești ceva ce-ți oferă nu doar satisfacție financiară, ci și împlinire sufletească? Dacă ai răspuns cu da la cel puțin una sau două, trei întrebări de aici, atunci da, ți se potrivește să fii coach. Am avut la ultimul antrenament de la școala de coaching luni seară o invitată din partea unei cursante de la școala noastră. Am avut o invitată, Alexandra, care vreau să spun că a fost extraordinară. Deci se vedea din ceea ce vorbea că este pasionată și că îi se potrivește acest lucru. Dacă și tu ai răspuns cu da la una sau două întrebări sau trei de aici, înseamnă că ți se potrivește și rămâi alături de mine în continuare, pentru că, așa cum spuneam, vei avea o ofertă specială pentru seara aceasta și pentru mâine dacă te înscrii la școala de coaching. Am aici câteva figuri, fețe sonore, da? Fețe sonore. Câteva figuri celebre, da, și nume sonore din industria dezvoltării personale, din industria coachingului, din industria aceasta de self-help, da? Ce au în comun acești oameni? Te-ai întrebat vreodată ce au în comun ei? Sunt foarte cunoscuți pentru ceea ce fac, sunt oamenii celebri, sunt oameni foarte buni la ceea ce fac, însă lucrul pe care îl au în comun toți acești oameni este faptul că sunt profesioniști în dezvoltarea personală, sunt profesioniști în industria aceasta de self-help. Da? Cum ar fi, de exemplu, să faci și tu această trecere de la consumator în dezvoltare personală, de dezvoltare personală, la a fi un profesionist în domeniu? Cum ar fi să treci de la a consuma produse de dezvoltare personală la a fi un profesionist în industria dezvoltării personale? Da? Chiar dacă rămâi în continuare și consumator. Exact cum se spune în domeniul acesta al investițiilor, măi, dacă tot îți place, nu știu, dacă tot îți bei cafeaua la Starbucks, de exemplu, cumpără și acțiuni la Starbucks, da? Exact așa, exact același lucru să-mi spun și eu. Dacă tot îți place să consumi dezvoltare personală, devină și un profesionist în domeniu, astfel încât să ai un câștig din ce în ce mai mare. Și cum poți face lucrul acesta? Soluția pe care eu ți-o propun este să devii coach, da? Să faci școala de coaching, pentru că la ora actuală în lume, coachingul este considerată cea mai performantă unealtă de lucru cu oamenii. Prin coaching poți rezolva orice problemă și poți atinge orice obiectiv îți dorești. Ai văzut-o mai devreme aici în imagine pe Oprah Winfrey. Oprah spune că își datorează succesul ei datorită lucrului de ani de zile cu coachul personal, da, o femeie coach cu care ea a lucrat ani de zile și care a ajutat-o să dobândească această cunoaștere de sine extraordinară pe care o are. Leonardo DiCaprio, da? Nu știu, nume sonore, Serena Williams, sunt oameni de la președinți de state până la sportivi, cântăreții, oameni de business, oameni din zona financiară, da, din zona aceasta de trading, de investiții, de bursă, toți lucrează cu coach. Este industria cu cea mai mare expansiune la ora actuală în lume și a pătruns și în România. Dacă astăzi alegi să faci pasul, vei fi printre aproape primii, nu chiar primii, dar vei fi în primele generații de profesioniști din țara noastră în domeniu. Da? În coaching lucrăm întotdeauna cu întrebări eficiente. Da? Deci în coaching îi ajutăm pe oameni să-și găsească soluții la propriile probleme prin întrebări. Nu este nevoie să fii tu specialist. Dacă lucrezi cu un antreprenor, nu e nevoie să fii specialist în antreprenoria, de exemplu, în business, să spunem, da? Am lucrat cu manageri, cu CEO, cu oameni din industrii despre care nu știam mai nimic. Însă întrebările pe care le-am adresat erau atât de puternice încât au produs schimbarea în clienții mei. Și astfel de întrebări pe care noi le folosim în coaching, de exemplu, sunt întrebări pe care oamenii poate nu și le adresează niciodată în viața lor. De exemplu, care este cea mai bună lecție pe care ai învățat-o? Ce înveți în momentul de față? Cum ți-a modelat eșecul viața? Cine sunt mentorii tăi? Acestea sunt întrebări de coaching
Și sunt N întrebări astfel de coaching. În școala de coaching înveți structură, înveți o mulțime de lucruri pe care le poți folosi. Însă hai să vedem de ce este important, da? De ce este important nu doar să devii un profesionist în domeniu, ci și să lucrezi cu tine, să-ți rezolvi tu problemele tale. Și lucrul acesta tu îl faci în școala de coaching, pentru că tu înveți metoda aplicând-o pe tine. Adică în școală tu ai un coach al tău, dintre colegi cu care vei lucra. Și plus sesiunile de la antrenament și de la curs pe care le ai cu mine și cu master coach-ul din echipa noastră, cu Anca, da? Un coach extraordinar. Ei, ce se întâmplă? Cum îți dai seama că ai nevoie de un life coach? Da? Când te simți pierdut sau confuz, când te îndoiești de tine însuți în oricare area vieții, când vrei să-ți crești stima de sine, când ai o viziune, dar nu ai un plan clar, nu prea știi exact, vreau eu să schimb ceva, dar nu prea știi exact ce, când vrei să schimbi profesia, când îți dorești un stil de viață mai sănătos, când amâni lucrurile și tind să pierzi timpul, când vrei să câștigi mai mulți bani. În toate aceste situații, tu ai nevoie de un coach. Da? Ai nevoie de un coach. Dacă te regăsești în oricare din astfel de situații, vei putea să le lucrezi în școală. Da? Vei putea să lucrezi situațiile respective în școală, în timp ce înveți și metoda. O sesiune de coaching în România cu un coach profesionist costă între 200 de lei și 500 de euro. Eu personal am avut clienți care cărora le-am facturat 300 de euro per sesiune, da? Contracte de câte 18 sesiuni, contracte care se derulează pe mai multe luni de zile. Deci coachingul este o profesie bine plătită chiar și aici la noi în România și poți câștiga confortabil din această profesie. Gândește numai dacă ai 5 clienți pe săptămână, da? Deci ai un coach, cu un client lucrezi de obicei cam de 3-4 ori pe lună, să spunem, da? Deci dacă tu ai 5 clienți într-o lună cu care lucrezi o dată pe săptămână pe fiecare și tarifezi tariful minim pe care noi îl recomandăm în școală, imediat după primul modul tu poți să începi să susții sesiuni și poți chiar să, pentru că înveți bazele, da, în primul modul și poți deja să începi să încasezi acești 200 de lei. Păi dacă tu ai 5 clienți într-o lună cu care lucrezi o dată pe săptămână și le iei 200 de lei, păi tu ai 4.000 de lei din start. Da? Ai 4.000 de lei din start. Bun. Ce poți să faci? Îți rezolvi propriile tale probleme în școală, devii un profesionist și faci primii pași spre a-ți construi un business de succes. Da? Înveți în modulul 5, modulul 6, înveți cum să-ți alegi o nișă de piață și cum să-ți faci marketingul serviciilor de coaching. Bun, ce spun cursanții după două module de coaching? Găsești la noi pe canalul de YouTube și vei primi în mailul de după, în mailul în care vei primi înregistrarea webinarului, vei vedea acolo și câteva testimoniale. N-am putut aici cum să le adaug în prezentare. Vei vedea acolo ce spun cursanții noștri după doar două module de coaching, da? Bun, ce beneficii ai în plan personal dacă faci școala de coaching? Te cunoști mai bine pe tine însuți. Problemele și traumele le transformi din bolovan în impulsuri pentru acțiune. Îți muți focusul de la ce nu ai reușit să faci sau să fii până acum către ceea ce te împuternicește și te ajută să crești, da? Și ai acces la comunitate. Bun. În plan profesional faci primii pași spre a-ți construi afacerea ta online. Îți suplimentezi veniturile. Ai acces la un preț redus la școala de business care va începe în ianuarie. Îți crești performanțele la actualul loc de muncă. Adriana mă întreabă dacă este acreditată. Da, este acreditată. Primești o diplomă de la Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Este o diplomă în aceea cum este exact diploma de bacalaureat, cum este diploma de facultate. Pentru a primi acea diplomă ai nevoie de studii superioare. Da? În cazul în care nu ai studii superioare, poți face școala și poți învăța și poți practica pe un SRL privat al tău, să spunem. Însă atunci vei primi diplomă doar din partea noastră a școlii. Însă da, școala de coaching este acreditată, deci primești acreditare. Bun. Sunt 6 luni de formare profesională, un weekend pe lună.
Ai trei antrenamente în fiecare lună, seara, luni seara, de la 19 la 21. Ai 8 sesiuni de coaching lunare cu colegii tăi, 4 în rol de coach și 4 în rol de client, da? Ai suport de curs, ai înregistrări video, înveți marketing spre finalul școlii și ai suport din partea noastră atunci când ai nevoie.